1 Corinteni, capitolul 3, vom începe citirea de la versetul 11 și vom încheia cu citirea versetului 15. Vă invit să ne ridicăm în picioare și vom da onoare cuvântului Dumnezeu prin citire și ascultare. Cuvântul Domnului spune: căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Tată din ceruri, te rog ca în această dimineață, prin Duhul tău cel Sfânt, tu să binecuvântezi pe robul tău care va aduce acest cuvânt bisericii din acest loc. Te rog, Doamne, să vorbești, să descoperi, să arăți, Doamne, să încurajezi, să îndrepți în conformitate cu voia ta, Doamne, din această zi. Fii binecuvântat! În numele lui Iisus m-a rugat, amin. Puteți lua loc? Mesajul din această dimineață este: ce pui la temelie? Ce pui la temelie? Dacă nu ești obișnuit cu construcțiile, n-ai să știi că sunt mai multe tipuri de beton, sau mai bine spus, mai multe clase de beton. Nu sunt un specialist, am lucrat cu materiale care erau făcute din beton o perioadă de timp, le-am vândut, am fost implicat în vânzări, dar am învățat că tipurile de beton va determina tipul de construcție. Sunt betoane de 100, B100, B150, B200, B250, B300, clasa C25 și așa mai departe. Tipurile acestea de betoane va determina tipul de construcție pe care îl faci. De exemplu, este recomandat ca B150, da, să se folosească pentru fundații. Bineînțeles, unii folosesc, uzual se folosește B100. Dar vedem că pentru a face o fundație a unei clădiri, acel beton conține, mă rog, pietrișul respectiv de mai multe dimensiuni, mai multe tipuri, nisip, ciment, apă. Iată că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că viața noastră, a celor care se întorc la Domnul, au o temelie, o fundație. Și fundația nu poate fi alta decât Iisus Hristos. Tot ceea ce construiești deasupra, pe acea temelie, foarte interesant, nu în mod automat o vei face cu un anumit tip de material, ci tu o alegi cu ce fel de material vei construi deasupra, cu ce material vei consolida viața ta. Și Domnul spune, împarte materialele în două categorii, nu scumpe și ieftine, ci calitate foarte bună și calitate proastă. Aur, argint și pietre scumpe, calitate. Lemn, fân, trestie, material slab. Bineînțeles, când te gândești, vorbea cineva despre povestea cu cei trei porcușori, știți? Eu îi prezentam ideea unei case de lemn, cât de rapid se face, cu baloți, cu... Și zice, nu mai spune de case de lemn, că îmi vine în minte povestirea cu cei trei purceluși, care ultimul și-a făcut din cărămidă și când a venit lupul și a suflat, aia a rămas în picioare. Ok, nu despre asta vorbim. Vine un lup, că Scriptura ne spune că diavolul este ca un leu, dar este și lup, da? Vine și va sufla cu anumite lucruri peste viața ta. Întrebarea se pune, cum va rămâne viața ta după ceea ce suflă? Ok, ce vreau eu să mă uit? Mă uit la temelie. Ce pui la temelie? Cum adică Iisus Hristos este temelia? Ce înseamnă ca Iisus Hristos să fie temelia ta? Să fie fundamentul tău? Păi,
Eu vorbesc despre cuvintele lui Iisus Hristos. Adică, dacă eu îi spun copilul meu, te rog să nu faci asta și să faci asta, sau vezi că am să plec, te rog să faci asta, și nu face, mă ignoră pe mine. Nu are ca și fundament al ascultării sale. Cuvintele mele nu sunt acolo, ca fundament, ca principal. Când tata îmi spunea ceva, imediat trebuia să facă, știam ce se întâmplă. Ok. Vreau să vorbesc despre trei materiale care trebuie să se regăsească la temelia vieții tale. Și Domnul Iisus Hristos prezintă și vorbește despre temelie. Aici vedem că zice, nimeni nu poate pune o altă temelie decât pe Iisus Hristos, persoana lui Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos ne clarifică acest lucru, ce înseamnă, în Matei 7. În Matei 7 spune că cine aude și face ceea ce spune el, este ca unul care zidește casa pe stâncă. Adică, cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos, dacă îl ai ca fundație, trebuie să auzi cuvintele lui și să le faci. Asta este ascultarea biblică. Auzi și faci. Asta este ascultarea biblică. Ok, și atunci ne uităm la predica de pe munte, foarte general, în această dimineață, și vedem trei lucruri principale care se regăsesc în predica de pe munte și care sunt legate unele de alta. De exemplu, unii comentatori spun că predica de pe munte este dedicată împărăției care va veni, pentru că este cu neputință să trăiești ceea ce se spune în predica de pe munte. Cunoașteți lucrul acesta, da? Sunt creștini care îmbrățișează această idee și această explicare a ceea ce este scris în predica de pe munte, și anume Matei capitolul 5, Matei capitolul 6, Matei capitolul 7. Predică cuprinsă în trei capitole din Evanghelia după Matei. Și unii, alți comentatori spun că predica de pe munte, de fapt, și cei mai serioși comentatori, aș putea spune eu, în completare, spune că predica de pe munte nu este nimic altceva decât prezentarea a ceea ce gândește Domnul Iisus Hristos despre ce înseamnă viața de credință. Cu alte cuvinte, ce înseamnă să fii creștin. Pentru că noi trăim într-o țară creștină și dacă te vei duce la bețivul de pe stradă care a căzut într-un șanț acolo, e plin de murdărie și îmbibat în alcool și îl întrebi, ești creștin? Bineînțeles că el va spune, da, sunt creștin. Și fiecare va avea argumente, oriunde te vei duce în societatea asta, vei întâlni numai creștini. De aceea noi ca și biserică trebuie să fim antrenați în ce înseamnă să fii creștin și ce înseamnă să nu fii creștin. Pentru că se vor găsi unii care nu numai că au zăcut în șans, deci nu au avut parte de astfel de lucruri, dar totuși i-au făcut lucruri mari, au făcut minuni, au prorocit. Și totuși Domnul Iisus le spune că nu-i cunoaște. Eu cred cu toată tăria că predica de pe munte este standardul, baremul. Iată, dacă vrei să mă urmezi, iată ce trebuie să regăsești în viața ta. Și primul lucru cu care începe predica de pe munte, și vă invit să deschideți în Matei capitolul 5, Matei capitolul 5, începând de la versetul 2, spune, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Și așa mai departe, până în versetul 12, care spune, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Și ultima fericire din versetul 11 spune așa, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Acum vreau ca să lămuresc cuvântul ferice, care nu îl înțelegem cu adevărat cum este el în greacă. Cuvântul acolo ferice și de fapt în toată Scriptura, traducerea Cornilescu, cuvântul ferice, atât în psalmi cât și aici în predica de pe munte, înseamnă binecuvântat. Binecuvântat. De aceea primul material care tu trebuie să-l ai în compoziția temeliei tale, în mintea ta, Domnul Iisus când începe să vorbească despre creștinism,
El gândește o viață binecuvântată egal creștinism. Binecuvântat, 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 binecuvântat. Și încheie și cu partea de prigoană și zice, și când vei fi prigonit, vei fi binecuvântat. Ok, dar ceea ce uită mulți când citesc acest pasaj, uită că binecuvântarea este condiționată. De exemplu, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Adică, cu alte cuvinte, binecuvântați sunt doar acei care sunt săraci în duh, iar ei vor primi împărăția cerurilor. Sunteți cu mine, da? Binecuvântarea este condiționată. Binecuvântarea are acolo un dacă. Ok. Ce vreau eu să aduc în această dimineață, noi vedem că binecuvântarea Domnului Iisus Hristos prezintă, începe predica sa spunând, fraților, cine mă va urma va fi binecuvântat. Dacă. Va fi binecuvântat? Dacă. Va fi binecuvântat? Dacă. Și până în versetul 12, numai binecuvântări. Și ne dă o paletă foarte largă a ariilor, a domeniilor, a zonelor din viața noastră care vor fi binecuvântate de El atunci când noi îl urmăm. Dar pentru că nu avem timp suficient în această dimineață, iau doar o binecuvântare și anume prima, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția celor. Adică îți promite ca și binecuvântare. De ce sunt binecuvântat dacă sunt sărac în duh? Pentru că primești împărăția celor. Asta e traducerea. Ok, ce este împărăția celor? Doar în câteva cuvinte, foarte sumar, vă invit să deschideți la Luca, capitolul 9. Vom citi versetul 1, 2, vă rog să mă urmăriți. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Foarte interesant, zice, mergeți, vestiți împărăția și tămăduiți pe cei bolnavi. Adică, cu alte cuvinte, împărăția lui Dumnezeu, dacă o să facem un studiu și am planificat pentru anul care vine o serie legată de împărăție și o să vedem imediat de ce, pentru că împărăția, când se manifestă, are de-a face cu puterea lui Dumnezeu în mod vizibil, în rândul bisericii. Foarte interesant versetul 6, dacă sunteți la Luca 9. Ei au plecat și au mers din sat în sat propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri, vindecări. Și zici, stai, n-au înțeles bine despre ce este vorba? Eu cred că au înțeles foarte bine despre ce este vorba, noi nu am înțeles despre ce este vorba. Pentru că noi când spunem împărăția cerurilor, care este primul lucru la care te gândești? Ceva departe, în cer, după ce va veni Domnul. Asta ne-au învățat învățătorii zilor noastre. Împărăția cerurilor are de-a face cu ceva când Iisus Hristos va veni și se va termina cu pământul acesta. Dar vreau să vă spun că tema împărăția cerurilor este o temă foarte importantă. Înainte de venirea lui Iisus Hristos, Ioan Botezătorul a spus, împărăția cerurilor este aproape. Când Domnul Iisus a venit, a spus despre împărăția cerurilor că este aproape, iată împărăția cerurilor și îi trimite pe ucenicii săi să vestească că împărăția cerurilor este aproape. Și ce fac ucenicii în versetul 6? Se duc și vestesc Evanghelia. Ce vreau să înțelegi în această dimineață, că împărăția cerurilor este egal Evanghelie, este egal vestea bună. Evanghelie înseamnă veste bună. Despre ce veste bună? Când dai o veste bună, este o veste bună. Ai de-a face cu lucruri bune acolo. Vreau să mă urmăriți mai departe în versetul 10 din același capitol din Luca. Apostolii când s-au întors, au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră.
El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine. Le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Iată iarăși din nou vestirea împărăției lui Dumnezeu și spune Scriptura, îi învăța lucruri legate de împărăție. Și noi știm, Matei 13 este un capitol întreg în care Domnul Iisus dă pilde diferite despre același subiect, împărăția cerurilor. Și te gândești că există cumva o contradicție în text. Adică Domnul Iisus vorbește despre împărăția celor că va veni și iată ce spune totuși în Luca 11. Dacă deschideți împreună cu mine, dați paginile mai departe, în Luca 11 cu versetul 20. Și citesc doar versetul 20 care spune: dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Adică, cu alte cuvinte, împărăția lui Dumnezeu are de a face cu manifestarea puterii lui Dumnezeu, manifestare descrisă foarte amănunțit în Luca 4 cu 18, unde ni se spune foarte clar că Duhul Domnului este peste Domnul Iisus Hristos și va face anumite lucruri. Și din toată lista aia care ni se dă acolo, noi am ales doar un lucru care înseamnă slujirea lui Iisus Hristos, și anume salvarea, mântuirea, iertarea de păcat. Dar când Hristos vine în viața cuiva, a ta sau a mea, El aduce binecuvântare, dacă tu ești sărac în Duh. Și acea binecuvântare, prima binecuvântare pe care ne-o dă în predica de pe munte, este că moștenești împărăția. Și zice, vrei să știi cum a venit împărăția? Ies draci. Simplu. Dacă eu scot draci cu degetul lui Dumnezeu, atunci știți că a venit împărăția lui Dumnezeu. Este aici. Împărăția lui Dumnezeu are un împărat. Un împărat care evreii știau foarte clar ce înseamnă. Înseamnă Mesia, în limba greacă, Hristosul. Evrească, Mesia, Hristosul, în limba greacă. Care înseamnă același lucru. Mesia la evrei, la greci, Hristosul. Și ei așteptau acest împărat care va aduce izbăvire și liberare. Și când ucenicii lui Ioan Botezătorul sunt trimiși de Ioan Botezătorul să îi întrebe, tu ești acela sau să așteptăm pe un altul? Și Domnul spune, zice, hai să vă fac un studiu. Nu, zice, uitați-vă, orbi văd, șchiopi umblă, oamenii sunt vindecați. A venit împărăția. Foarte interesant. Pentru că teologii știu lucrul acesta și spun, nu, a fost o manifestare, un gust al împărăției cerurilor. Că a venit împăratul atunci și ne-a arătat cum va fi dincolo, că acolo nu vor mai fi lacrimi, plâns, nu mai va fi durere. Și ne-a arătat un gust despre acea împărăție a cerurilor care are să vină. Dar foarte interesant este că când citesc în Romani, și vă invit să deschideți împreună cu mine, Romani capitolul 14, Romani capitolul 14, cuvântul Domnului spune tot despre împărăție în versetul 17, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și foarte interesant, teologii care spun că împărăția cerurilor va veni, nu are de-a face cu acum, totuși versetul ăsta le iau acum. Că împărăția, fraților, nu este mâncare și băutură. Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Când? În ceruri? Nu aici, pe pământ. Aici, pe pământ, aici se referă contextul. De ce anumite lucruri le luăm ca fiind acum, iar altele care nu ne convin pentru că nu le trăim, le punem atunci sau în viitor? Vreau să înțelegi un lucru foarte clar. Dacă n-ai înțeles că viața cu Hristos are de a face cu binecuvântarea vieții tale, n-ai înțeles un lucru principal. Hristos așa și începe predica. Hristos așa prezintă creștinismul. Binecuvântați sunt dacă atunci vor primi.
binecuvântați sunt dacă atunci vor primi. Și ca să lămurească problema cu suferința, zice, aveți grijă, din cauza numele meu, oamenii vă vor vorbi de rău, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri mincinoase despre voi, dar bucurați-vă și veseliți-vă, căci mare răsplată aveți. 2. Lumina. De ce nu trăiesc cu oamenii binecuvântarea? Pentru că nu au lumină. Am observat un lucru foarte important, foarte clar în viața de credință. Și anume, credincioșii nu trăiesc binecuvântarea sau nu trăiesc promisiunea lui Dumnezeu din cuvânt, din două motive foarte clare. Neascultare sau necunoaștere. Neascultare, atenție, aș include și lipsa practicării. Adică Dumnezeu spune ceva, tu înțelegi, cunoști, știi și nu practici ceea ce spune El, este tot neascultare. Este așa. Când le spui unui copii, ai înțeles? Da, tate, am înțeles. Vii, ai făcut? N-am făcut, tati. Vai, ce împlinitor, tu ești copilul meu. La fel gândește și tatăl. Când Dumnezeu ne spune ceva și noi înțelegem, are așteptarea ca să facem. Asta spune Iisus despre temelie. Vrei să-L ai pe El ca temelie? Te uiți la ce a spus El. Așa-L ai. Când El spune ceva, spune ce este bază în viața Lui. Vin oameni și spun, tu cum faci aici? Cum de reușești lucrul acesta? Și eu le explic. Fac asta și asta și asta. Și îi pleacă și nu fac și zice, bă, nu merge. Și întreb, ai făcut ce ți-am spus? Păi n-am făcut. Păi tu vrei să ajungi acolo unde sunt eu, fără să faci ceea ce fac eu, pentru că ceea ce fac eu este din cuvântul lui Dumnezeu. Dar a doua categorie, pe lângă cea de neascultare, este cea lipsei de cunoaștere. Oamenii nu cunosc. Oamenii nu cunosc care este voia lui Dumnezeu. Chiar și în Predica de pe Munte, dacă citești tratate despre Predica de pe Munte, sunt tot felul de lucruri încălcite și întoarse pe dos. Nu, acolo lucrurile sunt clare. Dacă vii ca un copil și zici, Doamne Iisuse, învață-mă că și vreau să învăț. Dumnezeu îți vorbește. Cu alte cuvinte, zice Domnul, fii atent, iată voia mea, gândurile mele sunt de pace și nu de nenorocire, am un viitor și o nădejde, vreau să te binecuvântez, vreau să fiu o binecuvântare. Și atunci începe să-ți dea lumină, vreau ca tu să fii lumină. Dacă citim în Matei, ne întoarcem la Predica de pe Munte, în Matei, capitolul 5, versetul 14, spune... Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Adică cu alte cuvinte, Domnul înțelege foarte clar că dacă tu vei fi binecuvântat, tu vei putea să binecuvântezi pe alții. Zice, cum poate un orb să călăuzească pe alții la lumină? Este un lucru foarte clar, foarte limpede în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te vei uita cu atenție ce urmează după acest pasaj, sunt învățături legate de lucruri, despre a nu vorbi de rău un frate, despre ucidere, de jurământ, despre căsătorie, dacă cineva îți dă o palmă, întoarce și celălalt obraz și așa mai departe, zice Domnul cu alte cuvinte, dacă nu ai lumină, vei falimenta în cele mai mici și simple adevăruri. Adică Domnul Iisus a spus un lucru nu ochi pentru ochi, și dinte pentru dinte. Dacă cineva totuși te lovește, tu întoarce celălalt obraz. Oamenii au încălcit, au stors, au inversat poruncile lui Dumnezeu din Vechiul Testament. De ce? Atenție, un principiu foarte clar. Poți cunoaște Scriptura foarte bine. Rabinii din vremea aceea cunoșteau Scriptura foarte bine. Fariseii cunoșteau foarte bine, preoții o cunoșteau foarte bine, mai bine decât noi toți și totuși ei răsturnau valorile lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cunoașterea foarte bună nu înseamnă să ai lumină. Nu înseamnă să ai lumină. Lumina peste adevăruri simple vine datorită unei atitudini a inimii. Dacă atitudinea ta este de aroganță, de mândrie, că nu ai nevoie să fii învățat,
Domnul te va învăța. Dacă ești satisfăcut cu ceea ce știi și unde ești, nu vei urca mai departe. Ferice de cei flămânzi. Adică, cu alte cuvinte, binecuvântați vor fi cei înfometați după neprihănire. Să ai o permanență foame. Gospodinele, un cuvânt pentru ele. Nu e așa că e frustrant pentru voi când faceți o mâncare foarte bună și te-ai chinuit acolo ore și ai ornamentat și ai pus și ai făcut și ai pregătit masa și vine soțul. Scuze, am mâncat la McDonald's. Nu zic că s-ar întâmpla asta, Doamne ferește, în biserica noastră, dar nu e că e frustrant. Când tu ți-ai pus acolo pasiune, ai pus mâncare, ai pregătit-o, gândește cum se gândește Domnul la atitudinea noastră. Cum vii tu la biserică? Doamne, vin, vreau să primesc lumină. Vreau să am mai multă lumină din partea ta. Și atunci Domnul îți va da. Și de ce îți dă El această lumină? Este exact ce i-a promis lui Avram în Geneza 12 cu versetul 2. Că îl va binecuvânta. De ce? Ca să ajungă o binecuvântare. Ăsta e principiul Domnului. Când te va binecuvânta, numai astfel vei putea să fie o binecuvântare. Asta înseamnă fapte 1 cu 8. Rămâneți ca să fiți binecuvântați cu putere de sus, ca să puteți fi binecuvântare ca și martori până la marginile pământului. Nu merge, e un principiu clar. Și pentru asta ai nevoie de lumină. Ai nevoie de lumină. Poți să fii orb cu adevărul în față. Poți să fii orb cu adevărul în față. Timpul este înaintat. 3. Căutare. Căutare. Matei 6 cu versetul 33. Deci după ce Domnul ți-a clarificat că viața de credință vine ca să te umple cu binecuvântare. În viața de credință vei avea parte de binecuvântare. De ce? Pentru că ai lumină în ce privește voia sa. Și Domnul ne învață în Matei, capitolul 6, versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Care sunt toate aceste lucruri? Carieră, bani, îmbrăcăminte, o viață pentru care mulți din vremea noastră ne sacrificăm timpul ca să avem lucrurile acestea. Și Domnul inversează și zice, caută împărăția mea. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Tu ai căutat împărăția lui Dumnezeu în modul cum am expus-o? Ca o manifestare a lui Dumnezeu în care aduce vindecare, eliberare. De fapt, asta înseamnă restaurare. Asta înseamnă restaurare. Și Domnul spune, caută. Și spune iarăși în Matei 7, cu versetul 7, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere, capătă. Oricine cere, capătă. Cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Domnul te-a invitat să cauți împărăția, să te rogi pentru împărăție, să perseverezi în a avea împărăția. Nu asta spune că împărăția lui Dumnezeu este pentru o singură categorie. Acelora care dau năvală. E o perseverență, e o insistență, e o determinare. Există această determinare în viața ta? Hai să vă spun un lucru care l-am spus de multe ori, în multe feluri, și anume, poate un creștin să fie atacat de demoni? Poate un creștin să fie blestemat? Poate. Din două motive. Neascultare sau necunoaștere. Poporul lui Dumnezeu, Osea 4 cu 6, spune, piere din lipsă de cunoaștere. Lipsa cunoașterii te va duce la pierzani. Și atenție, Ioan 10 cu 10 ne spune un lucru foarte interesant. Hristos a venit ca să ne dea viață din belșug. Adică eu când vin la credință, vin cu mentalitatea ca Domnul să-mi dea viață din belșug. Fericirile,
Binecuvântat, binecuvântat, binecuvântat în multe arii ale vieții. Vreau să vă aduc în această dimineață un lucru pus într-un alt unghi. Și anume, ce spunem noi când suntem atacați de cel rău? Diavolul m-a atacat și merge rău. Nu? Avem momente în viața noastră când vedem foarte clar că diavolul atacă și ne dă totul peste cap și spune că ne merge rău. Vreau să vă spun că în momentul acela, fără să vrei, dai credit diavolului. Un lucru la care nu m-am gândit niciodată în felul acesta. Cu toate că am spus-o din altă perspectivă, dar niciodată în felul acesta. De ce dai credit diavolului? De fapt, ar trebui să-i mulțumești dacă spui că el a adus daun în viața ta. De ce? Dacă diavolul nu te-ar atăca, înseamnă că ți-ar merge bine. Atenție, este o subtilitate aici. Tu spui, diavolul m-a atacat și uite ce prost îmi merge. Trec prin atacuri ale diavolului și uite ce prost îmi merge. Și înseamnă că dacă el nu te-ar atăca, ți-ar merge bine. Și atunci ar trebui să spunem, Doamne, diavole, îți mulțumesc că nu m-a atacat și uite ce bine merge. Mare grijă, îi dăm credit diavolului. Știi de ce îți merge rău când el te atacă? Pentru că nu faci ceea ce trebuie. Nu te rogi? Asta înseamnă a căuta. Căutarea Împărăției lui Dumnezeu este să vii înaintea Tatălui din ceruri și să te rogi cum te-a învățat Hristos. Vie împărăția ta! Adică să vină împărăția ta, și când vine împărăția lui Dumnezeu, este pace, este neprihănire, este bucurie, este vindecare, este eliberare. Diavolul când mă atacă și are efect în viața mea, înseamnă că ceva nu este în regulă în viața mea. Cine este Domnul meu? Pe unde mai este puterea Psalmului 91? Când spun 10.000 să se ridice împotriva mea. Unde mai sunt promisiunile lui Dumnezeu unde spune că nimic nu se va atinge de mine? Binecuvântarea și promisiunea lui Dumnezeu pentru viața ta nu are efect în viața ta datorită ție. Poate ai primit promisiuni din partea Domnului. Poate ai primit cuvinte din partea Domnului. Poate ai primit prorocii din partea Domnului. Și faptul că nu s-au adeverit sau nu s-au împlinit în viața ta este numai vina ta și nu vina Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu spune că este da și amin. Când El zice că va face, va face. Când El promite ceva în cuvântul Lui și spune că asta este binecuvântare și asta este blestem și tu te uiți că ești la blestem și zici, da, se poate și astăzi, că na, asta e viața. Nu, eu când mă uit pe lista blestemilor din Deuteronom 28 și regăsesc ceva în viața mea, este clar ceea ce scrie în Deuteronom 28 că nu ascult de Domnul, m-am îndepărtat de cal. Lipsa luminii și neascultării va aduce atacuri eficiente în viața ta, pentru că diavolul în permanență, conform Ioan 10:10, dacă Hristos vine să aducă viață din belșug, binecuvântare, diavolul este un hoț care vine să fure, să înjunghe și să te distrugă. Astea sunt cele două laturi. Aici tu trebuie să stai și să vezi ce se întâmplă. Și dacă se întâmplă latura de furt, înjunghiere, durere și distrugere, vino la Domnul Iisus și spune, Doamne, este promisiunea Ta, Tu ai venit să-mi dai viață, viață din belșug și m-ai rugat, Doamne, ca împărăția Ta să vină. Și când vine împărăția lui Dumnezeu, în viața Ta va veni pace, va veni bucurie, va veni dreptate. Și indiferent ce se va ridica împotriva ta, indiferent dacă se va ridica o armată ca cea a Egiptului, nu va putea face nimic cel rău. Pentru că Domnul îți va despărți orice mare care îți va sta în față. Nu inversați adevărul. Nu mai puneți credite celui rău în spate, că iată ce mi-a făcut, că merge rău, că el stă împotrivă. Nu! Nimic nu va sta împotrivă. Ni s-a dat autoritate peste toată puterea vrăjmașului și ce spune? Nimic nu ne va vătăma.
Vreau să încheiem cu Psalmul 34. Psalmul 34 este o promisiune a lui Dumnezeu care m-a pus pe gânduri în această săptămână și am zis, eu vreau să vă recunosc. Poate te-ai simțit vizat în această dimineață și a zis, gata, mie îmi spune, da, să faci referire la nu știu ce, nu, nu. Vorbeam și despre mine. Și eu am spus, cu toate că am învățat că atunci când se întâmplă ceva rău în viața ta, ai lăsat o ușă deschisă, da, ce ne spune, nu dați prilej diavolului, adică nu dați loc. Și de multe ori în viața mea au venit atacuri și au fost eficiente, au venit ori boală, ori necaz, și zic, băi, ce război asta, e clar că e diavolul. Înseamnă că dacă el nu m-ar fi atacat, mi-ar fi mers bine. Dar au fost și momente când nici nu a trebuit să lupt cu diavolul și totul era biruit în jur. Mi-aduc aminte când am fost învățat, când am fost invitat la Alfa și Omega să vorbesc despre atacurile celui rău în viața credincioșilor și a zis, este o temă sensibilă. Și asta o spun spre mărturia și slava lui Dumnezeu. La finalul emisiunii spun dânsii, au vorbit mulți în studiourile noastre despre atacuri demonice, despre diavolul, despre duhuri, despre legături și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că sunteți singura persoană la care totul a mers strună. Tehnica a mers strună, oamenii s-au simțit extraordinar de bine, n-a fost nicio problemă. Pe când alte dăți, numai atacuri. Oamenii se îmbolnăveau, tehnica ni se încingea, totul se întrerupea, curentul ni se lua și așa mai departe. Și am zis, da, păi, nu zice că împărăția lui Dumnezeu, când vine, aduce pace? Dacă este împărăția lui Dumnezeu, sau mai bine spus, dacă eu și tu stăm în împărăția lui Dumnezeu, și de unde vine împărăția lui Dumnezeu? Cum ajung să trăiesc împărăția lui Dumnezeu? Cum ajung să pot să spun că viața mea este binecuvântată? Psalmul 34, începând cu versetul 4. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Simplu. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște și traducerea este își pune tabăra, campează, își stabilește acolo locuința. Îngerul Domnului, și dacă nu știi cine este Îngerul Domnului, este Iisus Hristos. Iisus Hristos își așează tabăra, locuința în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul, adică binecuvântat este omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Ia-ți psalmul acesta 34 și analizează-te prin prisma Lui în această săptămână. Ai datorii, neascultare față de Domnul. Ai boală? Neascultare față de Domnul. Ai necaz? Neascultare față de Domnul. Ce lucruri găsești în viața ta care știi că vine din partea unui hoț? Mie, Domnul Iisus îmi spune clar în cuvânt. Strig către El și m-a izbăvit. Mă tem de El și așează tabăra, locuința în jurul meu, dacă mă tem. Și El a venit ca oile Lui să aibă viață și să aibă viață din belșug. Biserica punctul zero, nu pot să spun este, dar cu siguranță va fi o biserică
în care copiii lui Dumnezeu cunosc voia lui Dumnezeu și se roagă conștienți de această voie. De aceea ne-a învățat Domnul Iisus, voia ta care este în ceruri, adică după modul cum gândești tu, nu noi, să se împlinească pe pământ în viața noastră. Doamne, să vină împărăția ta, care înseamnă pace, bucurie și neprihănire. Oameni buni, dacă cineva trebuie să se pocăiască în această dimineață, vreau să vă spun că suntem noi toți. Să venim în această dimineață să spunem, diavole, nu o să-ți mai acord niciun credit. Dacă mă ataci și se întâmplă să sufăr, îmi întorc fața necurma către Domnul și cer să mă ierte și Tu, Doamne Iisuse, să stabilești cortul lângă mine. Gândiți-vă, mi-am făcut această imagine în fața ochilor mei. Domnul Iisus să-și campeze tabăra, cortul cu ungerii Lui în jurul meu. Cine se poate atinge de mine? Cine poate să-mi facă rău? Noi spunem, forțele oculte s-au ridicat și fac rugăciuni și posturi, efte flășc și ce da. Să facă și să se teamă cei care nu se tem de Domnul. Iar cei care se tem de Domnul să aibă credința că nimic și nimeni nu le va putea face rău niciodată. Nimeni. Domnul va putea face din nou să se despartă mările pentru poporul său. Și cu siguranță o va face. Dar o va face pentru aceia care pe ușorii ușii vieților au pus sânge de miel, adică sângele lui Iisus Hristos care ne spală de orice păcat. Viața mea ar fi fost o epavă. Vreau să vă spun, nici nu știu dacă aș fi mai trăit astăzi. Știu fiecare moment în care am vrut să-mi pun capăt zilelor. Și totuși prin har, prin milă, prin bunătate, Mărețul nostru Mântuitor, Cel care stă la dreapta Tatălui, a zis, plătesc pentru tine, îmi dau viața pentru tine, ca să trăiesc prin tine. Hristos trăiește prin tine. Viața Lui și nu viața noastră. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Invit echipa de închinare. Și înainte să încheiem slujba din această dimineață, știu că am depășit timpul, beți mai repede cafeaua și ceaiul, dar cred că este o temă esențială prin care trebuie să vă revizuiți viața. Nu uita, dacă se găsește durere în viața ta, următoarea etapă este distrugerea. Asta spune Domnul Iisus despre diavol. Nu o carte, nu un învățător, nu un predicator. Domnul Iisus spune că diavolul este un hoț care vine să fure. Dacă a ajuns să fure, vrea să treacă mai departe, să provoace durere, să te înjunghie. Și când reușește să provoace durere, să te amărească, să nu mai ai nicio speranță, finalitatea este distrugerea. Dar Iisus Hristos a venit ca să ai viață. Să am viață. Dar nu orice fel de viață, oameni buni. Viață din belșug. Voia lui Dumnezeu pentru Biserica Punctul Zero este să depășim, să trecem peste pragurile, peste văile în care am intrat și să avem speranța și credința că Dumnezeu ne scoate de acolo și ne scoate pentru scopuri înalte. Amin? Să fiți lumină. Dar asta înseamnă să trăiești în lumină. Vestiți împărăția. Asta înseamnă Evanghelia. Când te duci la un om și să spui, știi, am fost un om pesimist, un om descurajat, nu știu de câte ori am vrut să-mi iau viața, dar Iisus mi-a dat viață. Am fost eliberat de tot felul de juguri în viața mea. Este o veste bună, dar asta face împărăția. Sau spui, știi, am fost bolnav de inimă, m-a durut inima, am fost un om care doctorul mi-a zis că nu știi dacă ajungi la 21 de ani. Și totuși să spui, dar Iisus m-a vindecat. Iisus m-a vindecat și la 37 de ani sunt sănătos. Este o veste bună. Asta este împărăția. Asta este Evanghelia.
Sau poți să spui, știi, era un om care n-aveam nicio perspectivă, dar acum am un scop, am un țel, știu pentru ce trăiesc pe acest pământ. Este o veste bună. Asta este Evanghelia. Haideți să plecăm capetele și să cerem câteva momente ca Evanghelia, împărăția lui Dumnezeu, să atingă viețile noastre, să le transforme. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru această dimineață, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Mă rog, Doamne Iisuse, ca să aduci îmbărbătare, încurajare. Mă rog, Doamne, ca să aduci întărire a credinței a fiecăruia care a fost în acest loc. Mă rog pentru toți aceia care nu Te cunosc, să Te cunoască astăzi, să primească imaginea Ta, Iisuse, ca Cel care ai venit să dai viață. Și viața pe care o dai să fie o viață din belșug, binecuvântată de Tine, binecuvântată de Tine. Tu ne binecuvântezi cu însuși împărăția Ta. Doamne, nu gustăm doar un mic gust despre împărăția Ta. Tu ne-ai spus să ne rugăm ca împărăția Ta să vină. Ne rugăm ca împărăția lui Iisus Hristos să vină cât mai mult în viața noastră. Ne rugăm ca împărăția lui Iisus Hristos să vină cât mai mult în familiile noastre. Ne rugăm ca împărăția lui Iisus Hristos să vină cât mai mult în această biserică. Și ne rugăm, Doamne Tată, prin degetul Tău, Doamne, lucrează și adu eliberare, vindecare, restaurare, adu, Doamne Dumnezeule, schimbare, transformare, în conformitate cu voia Ta. Amin.